Mulțumesc! O să trecem direct. Sindromul Zipper este o patologie retiniană în care găsim mai multe rupturi retiniene cu un anume design, un anume tipic, așezate la același nivel ca într-un fermoar de unde și denumirea de Zipper Syndrom. Și toate aceste rupturi sunt produse de dislocarea, de tracțiunea determinată de baza vitrosului care se detașează, baza vitrosului care este foarte posterior inserată în aceste cazuri. De obicei, aceste rupturi nu sunt doar într-un cadran, sunt în cel puțin două, uneori în trei, chiar și în patru poți să le găsești. Au un design, o să le vedeți în exemplele pe care le-am ales. Multe sunt foarte multe atașate, foarte apropiate una de alta, de dimensiuni mai mari, dar pot și dimensiuni mai mici. Fiind multe rupturi, duc repede la dezlipire de retină, care trebuie tratată, bineînțeles. Din punctul meu de vedere, principiile de tratament, și o să vedeți, toate cazurile au fost tratate prin vitrectomie, dar nu exclud și cerclaj scleral pentru cine are această experiență și e mulțumită de experiența pe care o are cu așa ceva. De asemenea, toți au avut tamponada cu ulei siliconic, nu exclud tamponada cu gaz, deși mi se pare că pentru atât de multe rupturi și toate cu margini versate, cu o hialoidă atașată posterior și rupturi în toate cadranele, cred că aerul sau gazul nu e nici pe departe cea mai bună opțiune. Aș vrea să trecem la următorul, dacă se poate. Da. Și vă rog să dați drumul la film. Este vorba de primul caz, o miopă de minus 7, cu obezitate, cu hipertensiune, 54 de ani, a venit pentru scăderea rapidă a vederii bruscă, întâmplată cu ceva zile sau două săptămâni, o ușoară cataractă, vedere, percepe mișcarea mâinii, tensiune 12, planul era să-i facem fac-emulsificare cu cristalin și după aceea să trecem în aceeași ședință, bineînțeles, la vitrectomie cu tamponadă de silicon. Asta s-a întâmplat în noiembrie 2023. Aici vedeți, eu întotdeauna fac des, asta e ceea ce am văzut la fundul de ochi și la aparatul foto, nu cine știe ce, asta e ceea ce am văzut, întotdeauna fac desen, la ce găsesc intraoperator și postoperator, sau la sfârșitul operației, mai bine zis, și o să vedeți că era plină de rupturi, dar le vedeți aici înșirate, una foarte mare, una medie, una mai mică, două mai mici, una iar mare, aici iar sunt două măricele, încă una, două, deci sunt vreo 12-14 rupturi la această doamnă. Toate sunt la același nivel, toate au același format cu clapetă, clapetă care este mai lată, deci nu este chiar un V-shape, în forma de V, ci este mai lată această ruptură și clapetă. Aici le arăt deja, sunt tăiate clapetele, dar în următoare filme o să le vedeți mai bine cum arată. Toate au marginile posterioarele rupturilor eversate, deci au fost tracționate de vitros, trebuie bine curățate și, bineînțeles, urmez timpii normali, perfluorocarbon pentru stabilizarea punului posterior, laser în jurul tuturor acestor rupturi, uneori ajungi să faci laser pe 360 de grade. Doamna aceasta a avut inferior și o zonă de lattice, este evidențiată aici. Am lăsăruit micile rupturi din jurul ei, schimb aer, gaz și în final tamponadă cu ulei siliconic, evoluție foarte bună. Siliconul a fost eliminat la 2 luni jumătate, o vedere nesperat de bună, având în vedere că era și miopă, am obținut după extragerea siliconului 0,8 cu minus 2 jumate, deci o vedere excelentă, aș putea zice, pentru de la ce am plecat. Cazul numărul 2, filmul, vă rog, mi-e teamă că nu pot să dau drumul, un bărbat de 64 de ani, scăderea vederii cu 2 săptămâni înainte, e vorba de aprilie 2023, are deja un an jumate. Am văzut la examinarea oftalmologică o cataractă, dezlipirea maculaof, la examenul fundului ochi și a fotografiei vedem aici 2 rupturi, dar uitați, acesta era desenul ce am găsit la începutul operației și uitați, de fapt se confirmă, da? Același gen de rupturi, așezate una lângă alta, mai mari, mai medii, mai mici, toate cu marginea posterioară eversată, toate cu o clapetă lată pe care am tăiat-o, bineînțeles. Continui shaving-ul, aici vedeți și punctele acestea albe, am verificat hialoida posterioară cu triamcinolon, nu fac la toată lumea, dar dacă mi se pare ceva suspect, folosesc triamcinolonul, perfluorocarbon, evidențierea tuturor rupturilor, shaving corect, perfect, cât se poate de complet și laser în jurul rupturilor. Și acest pacient a avut o evoluție foarte bună, sub ulei siliconic, vedere 0,5, am scos uleiul și a venit de curând la control, la 13 luni postoperator, mai prin vară, polul anterior era absolut în regulă, retina atașată, o vedere nesperat de bună. Acesta nu era miop, dar o vedere foarte, foarte bună. Trecem mai departe la cazul numărul 3, un caz urât.
de miopie, minus 14, fusese operat cu implant de cristalin la noi în septembrie 2014, acum 10 ani, și acum vine pentru scăderea bruscă a vederii, percepe mișcarea mâinii, o tensiune foarte mică, de 3. Acesta era aspectul unei părți din retină și la ecografie vedem și prezența unei decolări de retină și o decolare de coroidă. Sunt cazuri despre care bănuiești că au șanse să nu meargă foarte bine. Aceasta este strategia noastră, a fost operat în 5 martie. Filmul, vă rog. Acesta e desenul preoperator, deci tot așa rupturi multe, sigur conusul miopic, una din rupturi prin care iese și un lichid subretinian gros. Rupturile o să le vedeți, în plus aici este o zonă de lattice întinsă, îi pun laser și, în jurul ei, iar aici și-am desenat cu maron și cu maron și scrie de ce este decolarea de coroidă, aici era vizibilă și o să vedeți și la sfârșitul filmului, chiar se vede frumos sub aer. Aici puteți vedea un exemplu de astfel de ruptură, lată, din sindromul Zipper, lată, cu margini extrem îndoite, care trebuie perfect curățate, dacă nu ai șanse să se redezlipească. Deci curățate foarte bine și boletele și marginea posterioară eversată a rupturilor. Grijă peste tot, rupturile mici le mai marchez cu diatermie, erau rupturi peste tot. Aș fi vrut totuși, sper să vedem la sfârșit o imagine frumoasă, că se vede frumos decolarea de coroidă sub aer. Laser în jur. La pacienții cu decolare de coroidă, de multe ori obișnuiesc să le recomand, aici vede zona de lattice și atrofii retiniene, să le recomand să mai așteptăm o săptămână, poate două, să se mai ducă din, și o să vedeți un astfel de pacient, să se mai ducă din decolarea de coroidă, poate se duce chiar complet și atunci șansele reatașării retinei din prima sunt mai mari. Aici pacientul a vrut repede operație, nici nu mi s-a părut că e o decolare chiar așa de mare, am proces la operație, dar o să vedeți că a trebuit reintervenit la un moment dat, aici vreau să vă uitați, la un moment dat sub aer, uitați, zona asta mai maronie, uitați ce frumos se vede, asta este decolarea de coroidă, care, uitați, acum se vede bine, e o imagine frumoasă, da, dar care nu i-a adus noroc pacientului, sub silicon retina arăta foarte bine, avea o vedere de 0,2 sub silicon, deci cu corecție. Și mergem un pic mai departe, dacă putem. Putem. La 3 luni, în schimb, apare o redezlipire inferioară cu PBR localizată. Îi propun pacientului reintervenția, pacientul amână, era și de undeva din provincie, în fine, vine un pic mai târziu și când vine, vine deja cu retina complet dezlipită. Nu o să insist că nu e nici timp, am reintervenit, dar a trebuit să-i fac retinectomie pe 360 de grade, e făcută de curând în septembrie, sper să evolueze bine și vreau un pic să mai insist pe ultimul pacient, aici o să trec, este un alt caz, puteți să dați drumul la film doar un pic, eu am să insist mai mult pe desen, puteți să dați drumul la film, mulțumesc. Aceleași rupturi, da, să le vedeți așa ca design, că vă rămân în minte cu siguranță, multe, una lângă alta, ca niște soldăței cu minței acolo, dar creator de multe probleme. Bun, trecem mai departe ca să mă focusez un pic pe ultimul caz. Ultimul caz este acesta. Este un pacient de 68 de ani care a venit cu vedere, percepe mișcarea mâinii, că îi scăzuse vederea de 6 luni, a mai fost pe la alți medici care l-au descurajat sau l-au refuzat, i s-au spus că îi trebuie 6-7 operații, în fine a venit la mine. Eu l-am găsit cu o decolare de coroidă aici, vedeți ecografia 1 pe lângă ce are la fundul de ochi, ce am văzut la fundul de ochi. L-am amânat două săptămâni în speranța că poate se duce la alt doctor, așa, dar măcar în speranța că se mai duce din ecografie, din decolarea de coroidă, nu s-a dus la alt doctor, am plecat în concediu, m-am întors, m-a găsit. Asta a fost, în fine, am hotărât, dar sinceră să fiu, când am intrat în ochi, am văzut că e mult mai rea situația decât credeam inițial. În fine, aici se vede un pic coroida decolată, ați văzut PVR-ul extins peste tot, aici, inițial fuseseră două rupturi foarte mari, cred că au fost niște rupturi de Zipper sindrom coale unite și ducând la niște rupturi gigant cu tipicul design de margine versate și clapetă largă. Aici, de asemenea, ați văzut o hialoidă care efectiv făcea un PVR circular de parcă retina era strânsă de un cordon fibros. Sigur că singura soluție în acest caz este retinectomia, pe care o fac pe 360 de grade. Nu o să insist asupra ei, e o tehnică pe care
cred că am învățat-o corect, deoarece am făcut deja la câțiva pacienți și toți sunt foarte bine. Cel mai grozav este acest pacient, o să aibă niște rezultate pe care aproape că sunt greu de crezut. Am făcut un mic truc în acest caz, l-am lăsat cu, era sfârșit era înainte de vacanță, în decembrie undeva, și l-am lăsat cu perfluorocarbon pentru 3 săptămâni, ne-am întors din vacanța de iarnă și am scos perfluorocarbonul, după care i-am pus ulei de silicon. O să mergem un pic mai departe, acesta este, sigur, imaginea sub schimbul fluid aer și să mergem un picuț mai departe. Aici extrage siliconul în iulie 2024, deci l-am lăsat vreo 6 luni sau mai bine. Și odată cu extragerea siliconului am decis să, și cred că este util la un PVR atât de extins, să-i scot și membrana ILM. Avea și o epimembrană vizibilă pe OCT, puțină curățarea capsulei posterioare plină de pigment, după care eliminarea membranei epiretiniene și ILM-ului sub colorant, albastru, membran dual blue, este ceea ce folosesc. Aici folosesc un filtru special, doctorul Luca Mișev mi l-a implementat în Ingenuity nostru și sunt foarte mulțumită de el. Și o să mergem un picuț mai departe, tot de dragul... Și în final am lăsat pacientul cu aer. Uitați cum arăta pacientul acum, de curând a fost, nu știu, mai în vară, la 2 luni de la scoaterea siliconului. Fotografia aceasta este retinectomia cu pigmentul de la laser. Aici este o imagine mai lărgită și o vedere absolut nesperat de bună. Citea vreo 3 litere din acel 0,4. Dar are strabism, nu știu în ce măsură vom putea lucra și la acest aspect. În concluzie, operația dezlipirii de retine care pleacă de la sindrom Zipper este mai mult sau mai puțin similară cu o vitrectomie pentru un standard pentru o dezlipire de retină standard, dar trebuie să fim foarte atenți la curățarea foarte atentă a tulturilor, găsirea lor, curățarea lor și decolarea cu atenție a acestei hialoide posterioare care este atașată posterior și este extrem de aderentă. Mulțumesc!